găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitata mea de astăzi este Floriana Brahoveanu. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și povestim despre... Dar cel mai bine ar fi să nu spunem de la bun început despre ce povestim, ci să le spunem telespectatorilor cu ce vă ocupați. Sunteți psiholog și asistent social de câți ani? Da, sunt asistent social de aproape 20 de ani și psiholog de vreo 15 ani. Și sunt în momentul de față președinta unei asociații din Câmpia Turzii, ProAssist, o care are un centru de zi pentru tineri cu dizabilități. Lucrați cu copii cu nevoi speciale de mai bine de un deceniu. Da, da, așa este. Iar tema emisiunii de astăzi este, așa foarte grosomodo, cum să ne comportăm cu copiii cu nevoi speciale. Pentru că ni se întâmplă să ajungem în diferite situații în preajma acestora și eu personal nu știu cum să reacționez, nu știu cum să mă comport. Și am ales pentru asta să vorbim despre cum ne comportăm în prezența copiilor cu sindrom Down. Da. Acești copii sunt copii minunați, ca toți copiii de altfel. Ce au ei în plus față de copii obișnuiți este marea lor disponibilitate de iubire. Sunt extrem de afectuoși, extrem de calzi și sunt capabili să ofere foarte multă iubire. Așa că trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu proprii noștri copii. Natural. Dar uneori această manifestare poate să-i sperie pe cei care nu sunt la curent cu dragostea pe care și-o exprimă în mod frecvent copiii cu sindrom Down și tinerii. Eu consider că lumea trebuie să fie mai deschisă la informații. Ar trebui să fie mai deschisă, să citească mai mult, să cunoască mai mult, pentru că te lovești de acești copii, nu se știe în ce împrejurare și trebuie întotdeauna să știi care este cea mai bună atitudine, pentru că, de exemplu, pentru copii cu Down este un mod de a-i aborda, alți copii cu alte probleme au alt mod de abordare. E important să fii deschis, să privești un moment înainte de a te apropia de ei, să privești la ei, să încerci să înțelegi un pic din manifestarea lor non-verbală și abia după aceea să poți să reacționezi. Este o situație destul de dificilă. De multe ori părinții sunt cei care sunt extrem de protectori, din foarte multă iubire pentru copii, îi țin puțin ca într-un glob de sticlă și nu permite această comunicare directă cu ei. Dar acolo unde este deschidere din partea părintelui și cel care vine din afară simte asta și atunci se poate manifesta natural. Natural ce înseamnă? Ce înseamnă natural? Mai există naturalul... Ce înseamnă să te porți cu un copil obișnuit? Să-i zâmbești, în primul rând, că zâmbetul este primul semnal de comunicare între două persoane străine. Să-i zâmbești, să te apropii de el, să cobori la nivelul înălțimii lui și să-i vorbești. Iar de acolo comunicarea cu un copil Down este foarte simplă. Îți va sări în brațe, te va strânge, te va lua de gât, îți va zâmbi și va fi foarte fericit că i-ai dat atenție. Și de acolo este foarte simplu să stai de vorbă cu el, să te joci cu el, să comunici cu el. Copiii cu sindrom Down pot fi ușor recunoscuți și datorită unor anumite aspecte care se văd inclusiv pe față. Puteți să ne spuneți care sunt acestea? În primul rând e fețișoara copilului. Este rotundă ca o lună, cum zicem noi, dar cu o frunte puțin înaltă, puțin tășită, o expresie a privirilor un pic fixă, dar cam atât se rezumă partea exterioară. Eu zic că cel mai important este să-l recunoști după zâmbet. Are un zâmbet permanent în general și sunt copii puțin mai plinuți față de copilul obișnuit. N-ar spune că este obez, dar sunt copii mai plinuți un pic față de copilul tipic. Are nevoie, în afară de afecțiunea pe care o caută în permanență, are nevoie de ceva în plus, un copil sau un tânăr cu sindrom Down? Toți copiii cu nevoi speciale au nevoie de ceva în plus. În primul rând au nevoie de înțelegere și de acceptare. Asta este primul lucru. Ei oricum au un comportament puțin diferit față de copilul tipic și atunci trebuie să-l înțelegi, să-i înțelegi nevoia și să vii în întâmpinarea lui. Haideți să luăm un caz concret. În învățământul de masă, copilul are un coleg cu sindrom Down.
În momentul în care vrei să faci o invitație pentru toată clasa la o petrecere aniversară, haideți să luăm și o vârstă concretă, 10 ani, trebuie să te pregătești în mod special? Eu zic că nu. Trebuie să-l tratezi ca pe oricare alt copil. Îi faci invitație obișnuit, el va veni la întâlnire obișnuit și va fi tratat exact ca și ceilalți copii. Mai ales în cazul din acesta de colectivitate, nici nu este recomandat să dai o atenție deosebită. Fiindcă se va întâmpla să se simtă proști ceilalți copii. El este un copil ca toți ceilalți, este integrat, mai ales dacă este la școală, și trebuie tratat ca atare. Deci obișnuit. Să luăm un alt exemplu, o competiție sportivă. Se organizează la nivel de clasă sau de școală. Probabil nu va alerga la fel de repede sau nu va pedala la fel de repede ca și colegii lui. Ne comportăm în mod special cu el? Nu va alerga la fel de mult, dar va fi la fel de entuziast. Și atunci este important să-l susții pentru entuziasmul lui și pentru faptul că participă. Și să știți că la asemenea competiție am avut prilejul să fiu de față, chiar colegii sunt cei care îl susțin. Și pentru el este o bucurie dacă reușește să ajungă la linia de sosire. Nu contează al câtelea este. Iar dacă are și aplauzele celor din jur, pentru el este suficient. Este fericit. Asta e important. Da. Fericirea copilului este cea mai importantă. Vorbim frecvent despre copii, dar avem și tineri, avem și adulți cu sindrom Down. Aceștia au nevoie de un tratament special? Este o situație, zic eu, puțin dificilă, în sensul în care cu cât crește, copilul devine adult, are nevoile unui adult, se schimbă și fiziologic și eu consider că pentru părinți începe o perioadă puțin mai grea, pentru că trebuie să știe să-i răspundă acestor nevoi fiziologice care apar în timp și cu atât mai mult e necesară integrarea lui în societate. Iar aici este o mică problemă. V-am spus că părinții sunt de multe ori super protectivi și îi țin așa puțin izolați de lume, fără să se gândească că acest tânăr dorește să fie între oameni, mai ales copilul cu Down, tânărul cu Down, să fie între oameni, să fie util, să fie apreciat. Și atunci eu pe toți părinții aceștia îi sfătuiesc să lase copilul să iasă în lume. Sigur că vor fi momente de multe ori grele pentru ei, fiindcă așa nu toată lumea înțelege ce sunt ei sau ce simt ei. Dar este bine să fie lăsat să iasă în lume. Pentru că și lumea se obișnuiește cu ei, ei înțeleg altfel relațiile cu cei din jur și ei pot să fie utili. Pot să facă foarte multe lucruri care chiar un adult, un tânăr obișnuit nu le poate face, repetitive, de exemplu. Și le place să fie de folos și să fie apreciați. Să luăm un exemplu, un alt exemplu, un bărbat, pentru că la 30 de ani, de exemplu, chiar dacă suferă de sindromul Down, are aspectul unui bărbat. Un bărbat foarte drăgăstos, pentru că a rămas la vârsta copilăriei. Da, și pentru că asta este trăzătura lor specifică. Exact. Cum procedăm în momentul în care un bărbat de 30 de ani vine în parc și vrea să te îmbrățișeze? Da, e o problemă aici. Și de aici este foarte important cum sunt crescuți. Pentru că ei au o capacitate de înțelegere, chiar dacă nivelul, să zic, dezvoltării mentale este un pic redus. Dar se poate cu ei lucra. Trebuie învățat că nu se repede să ia pe nimeni în brațe, decât să aibă doar răspuns la un asemenea gest, deci nu să facă primul. Dacă se întâmplă, atunci se poate, depinde de persoana care este în cauză. Poți să faci de multe ori o respingere ușoară, cu foarte multă grație și cu foarte multă înțelegere, ca să nu jignești, fiindcă este nevoie de respingere. Adică nu-i poți permite unui adult să te ia în brațe într-un loc public și să-i explici frumos că ai pentru el toate sentimentele bune și că vor putea continua comunicarea în alt mod. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați învățat, măcar așa punctual, în trei situații, cum ar trebui să reacționăm. Sper că a fost de folos. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși.